facem și multă binecuvântare vă dorim din toată inima tuturor fraților și surorilor care ascultați acest videoclip. Îi mulțumim Domnului pentru cele 21 de zile pe care le-am petrecut în prezența Lui, în poș și rugăciune. Știu că nu toată lumea a postit, dar pentru cei care au postit am toată încredințarea că Dumnezeu vă va răsplăti, ne va răsplăti. Acum, pentru cei care n-au postit, e ok, Domnul să vă provoace, să vă îndemne, să vă cerceteze inimile, să înțelegeți că e mare putere și în post și rugăciune. Știu că au fost mai multe feluri de post, unii au postit numai cu apă, slăvit să fie Domnul și Domnul să binecuvinteze pe toți aceștia, alții cu apă și cu suc, alții au mâncat seara, fiecare cum a putut, cum a simțit îndemnul, dar am toată încredințarea că Dumnezeu va răspunde fiecăruia după sacrificiul pe care l-a făcut în această vreme. În același timp știu că au fost și multe lupte și eu am avut foarte multe lupte în acest post și rugăciune, dar am și mari biruințe. Sunt sigură că și dumneavoastră aveți mari biruințe și dacă n-ați avut până acum să credeți că o să aveți. Am scris eu în carte căci postul este ca și un account, un cont în bancă. Și când uh, treci printr-o criză, uh, acel cont îți vine în ajutor și o să ai biruință. Dumnezeu ne spune la Ioel, capitolul 2, de câteva ori specifică să chemăm o adunare de, de sărbătoare. Asta înseamnă să ne unim cu toții în poș și rugăciune, începând de la cei mai mari până la cei mai mici. Pentru că ce mare putere în poș și rugăciune, să ne smerim înaintea Domnului, pentru viața noastră, pentru familia noastră, bisericile noastre, țara noastră, pentru frații și surorile de pretutindeni. Și știu că foarte mulți au fost foarte fideli acestei chemări și au stat nu numai în sau și rugat. Mulți n-au putut să se roage prea mult în această vreme pentru că au fost prea slăbiți sau prea ocupați și n-au putut. Dar vă asigur, după post și în viața mea, după ce din post, parcă atunci se deschide cerul, că și până atunci a fost bătălie, până atunci a fost luptă la nivelul minții, în trupul nostru, din toate puncte de vedere, că doar, doar cel rău să ne oprească să nu mai postim. Dar întotdeauna când am ieșit din post, parcă atunci am văzut cerul deschis, mai mult duc de rugăciune, revelații, cuvinte profetice, împliniri, rezultate. De aceea vreau să vă încurajez pentru toți care ați postit sau alții încă sunteți în post sau mai plănuiți să postiți în anul acesta și foarte bine trebuie să fie o disciplină în viața noastră, așteptați-vă la rezultat că și Dumnezeu nostru este credincios, din nou revin la Ioel capitolul 3, după ce ne spune în capitolul 2 să ne smerim, să ne pocăim să venim la altar cu lacrimi, cu sfârșieri de inimă, să stăm în spărtură, în capitolul 3 din Ioel ne spune despre făgăduințele care Dumnezeu are pentru noi, cum El ne va binecuvânta, va depărta vrășmașul de la noi, copiii noștri vor fi botezați cu Duhul Sfânt, va trimite binecuvântarea Lui. Trebuie să credem în puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Acum vreau să uh, încurajez pe cei care poate nu știți, poate știți sau nu știți, după ce termin un post. În afară că ne rugăm, ne trebuie să folosim înțelepciunea dată de Dumnezeu și să-i cerem Duhului Sfânt înțelepciune, un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Domnului, a chemării noastre, dar și în acțiunile pe care noi le facem în fiecare zi. Acum referitor la post, când ieșim din post, trebuie să avem mare, mare grijă ce mâncăm. Știu că trupul nostru acum a înfometat după 21 de zile, că nu i-ai dat cafea, nu i-ai dat dulciuri, poate nu i-ai dat fripture sau alte mâncăruri care le obișnuai să le mănânci. Acum dorește și tânjește, dar mare, mare atenție! Acum este o înfrânare mai mare. Acum trebuie într-adevăr un post mai puternic, rugăciuni mai puternice, ca să nu ne apucăm să mâncăm de toate. Pentru cei care au postit numai cu apă, aveți grijă, cel puțin o săptămână, să beți apă multă, sucuri, vegetale și fructe, nu pâine nu mâncare gătită, dacă vreți cu adevărat să vă mențineți sănătatea trupească, dar și spirituală, trebuie să avem mare, mare grijă. Pentru ceilalți care au băut apă și sub, de asemenea să continuă cu vegetale, cu fructe, cu salată, supe ușoare. Pentru cei care au să mânca poate doar seara sau mai puțin, de asemenea continuați cu mâncare foarte puțină nu aglomerați stomacul, nu acum vă puneți la masă cu de toate, încercați frați și surori să mâncați cât mai puțin și cât mai simplu. Vă spun, în, pe tot parcursul anului, știu că noi românii ne place să avem la biserică mese, peste mese, e foarte frumos, suntem o țară ospitalieră și când vin safir la noi, dar... Vă dau un sfat pentru sănătatea dumneavoastră, pentru că suntem în templul Duhului Sfânt, să mâncați cât mai puțin, cât mai sănătos. Să mâncați mult ce este viu, adică fructe vegetale, chiar carne să fie friptă, nu prăjită, nu fiartă. Nu țin acum lecții de dai, dar pentru sănătatea noastră că vedeți în ce timpul trăim și auzim peste tot a murit cu tare, a muri cu tare, imediat. De ce? A avut cancer, a avut umoare, pentru că... Nu și-a îngrijit de trupul lui. Suntem templul Duhului Sfânt și vrem să fim sănătoși, ca Dumnezeu să lucreze prin viața noastră, ca Dumnezeu să ne folosească cu putere, ca Dumnezeu să te poată scoala la 3 la noaptea sau dimineața, sau să putem să um, vegem mult, să ne rugăm mult. Avem nevoie de un trup sănătos. Postul, printre multe alte beneficii, și aceasta lucrează la sănătatea trupului nostru, să ne curățească de multe boli. Vreau să vă încurajez în continuare să intrăm într-o perioadă de schimbare a minții. Să fie un post din nou de 21 de zile. Acum nu neapărat la mâncare, ci un post în care să ne abținem, să nu mai vorbim negativ. Să avem numai afirmații pozitive, bazate doar pe Cuvântul lui Dumnezeu. Am să încerc să scriu sau am să încerc să registrez multe afirmații și rugăciuni care să ne schimbe mintea. Cuvântul Domnului ne spune la Roman, capitolul 12. Ca viața noastră trebuie să fie. Și trupurile noastre, o jerfă vie, ca noi să putem să potrivim Planul lui Dumnezeu, avem nevoie de a minții noastre. Să nu ne potrivim chipului, sistemului lumii de a fi, de a gândi, de a vorbi. Dacă vede vrem să vedem lucruri mari, frumoase în viața noastră, avem nevoie de puterea cuvântului, de sabie. Această sabie trebuie să fie în mintea noastră și din inima, din mintea noastră, în gura noastră, sabia cu două tăișuri care iese din gura noastră și care să locuiască și să stăpânească în inima noastră. Acest cuvânt este însuși Hristos. Avem nevoie de revelație insi și vă spun tuturor care ascultați și poate sunteți împotriva femei, poate sunteți împotriva postului, poate sunteți împotriva multor lucruri datorită Duhului de religie. Duhul de religie nu are revelație. Revelație înseamnă Duhul Sfânt, cum ne spune la Efeseni capitolul 1, versetul 17 și 18. Mă rog ca Domnul să vă dea un Duh de înțelepciune și de revelație sau de descoperire. Asta are nevoie biserica în ziua de astăzi, ca să înțelegem inima de Tată, să înțelegem inima Domnului Isus, să înțelegem cum lucrează Duhul Sfânt cu adevărat și să înțelegem ca tot ce noi gândim și vorbim are efect spiritual, aduce roadă pentru slava lui Dumnezeu. În momentele noastre de luptă spirituală, în lupte la toate nivelul, la nivelul minții, la nivel de societate, vedeți ce se întâmplă în toată lumea, avem nevoie de acest cuvânt revelat ca o sabie în care vrășmașul să-l atăcăm, nu oamenii, nu frații, nu familia. De aceea aș dori că în aceste zile, în următoarele zile, cât puteți de mult, în fiecare zi să ne gândim, să ne concentrăm și să vorbim, cum spune cuvântul la 1 Petru, capitolul 4, cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Am văzut ce mare efect au cuvintele negative. Am văzut ce mult eu personal am fost atacată în Duhul meu ca o presiune, ca o presie în momentul când am gândit negativ, am vorbit negativ sau alții au vorbit negativ. Atunci mi-am dat seama ce putere au cuvintele. Atunci am dat seama și am mai spus lucrul acesta, dar trebuie insistat fiecare să fim foarte, foarte atenți ce gândim, ce vorbim. În același timp, ce viață și ce putere, ce mângâiere, ce desfătare, ce autoritate găsim în cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător. Iar Dumnezeu din cer care tata nostru veghează asupra cuvântului ca să l împlinească. De aceea, frați și surori, în vremea aceasta vă încurajez să fim mult mai atenți și vigilenți la fiecare gând și la fiecare vorbă și să intrăm în acest poze de 21 de zile pentru că inclusiv oameni de știință au constatat se formează ceva negativ în noi în timp de 21 de zile dacă medităm, ne gândim sau vorbim De asemenea putem demola lucrurile negative în tăriturile din viața noastră Continuând zi de zi, prin rugăciune bineînțeles, bazându-ne pe cuvântul lui Dumnezeu, declarând și spunând afirmații pozitive, mă refer la, cuvânt, la promisiunile cuvântului Dumnezeu, referitor la casa noastră, copiii noștri, sănătatea noastră, biserica noastră, la ceea ce Dumnezeu are pentru noi. Și atunci se face un transfer. O să vedeți diferența că nu vă mai place nici măcar să auziți cuvinte negative. Nu vă mai place să stați în prejurul oamenilor care bârfesc. Imediat simți ceva dumnezeesc în viața ta. Simți ceva de sus care te-a protejat, te-a și dorește așa de mult ca să te umple de ceva supranatural. Și tu când mergi unde mergi, când vorbești ceea ce vorbești, să vorbească Duhul Sfânt prin viața ta, iar ceilalți să fie atinși, cercetați și schimbați. Ai să vezi în oirea minții, în oirea gândurilor tale, înnoirea limbii tale, limbii a inimii și a să vezi apoi rezultat. De ce? Aceasta înseamnă că te-ai poziționat pe lungimea de unda cerului și numai în această poziționare, bazându-te pe puterea cuvântului Dumnezeu, vei primi, vom primi răspuns, pentru că îi creiem lui Dumnezeu atmosfera care lui place. Suntem una cu el, colaborăm cu el prin Duhul Sfânt și atunci o să vedeți lucruri extraordinare, cum spune cuvântul la 1 Corinteni, capitolul 2, la versetul 9, lucru pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu l-a auzit și la ei omul s-a suit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le are pregătite pentru cei care îi iubesc. Domnul să vă întărească, Domnul să vă binecuvinteze, să ne ajute să punem în aplicare. Să ne vedem data viitoare.